numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul! Iubiți credincioși, iubiți frați, iubite surori, dragi ascultători ai Cuvântului Lui Dumnezeu, iată-ne ajung la această sărbătoare minunată a intrării în Ierusalim a Domnului nostru Isus Hristos, sărbătoare care ne aduce aminte de acea zi în care Mântuitorul, după ce l-a înviat pe Lazar, după ce a fost uns cu mir în Betania de către sora lui Lazar, Domnul Iisus, după ce îi pregătise pe Sfinții să-i și le spusese pe cale, iată ne îndreptăm spre Ierusalim și acolo Fiul omului are să pătimească, are să fie dat la moarte în mâna preoților, a cărturarilor, dar după a treia zi va învia. Și iată că acum Domnul Iisus împlinea acea prorocie care era din prorocul Zaharia, capitolul 9, versetul 9. Iată, nu te teme, fica Sionului, că vine la tine împăratul tău, că l-are pe mânzul sinei. Prorocia aceasta pe care avea să o împlinească Mântuitorul cu privire la mântuirea sufletelor noastre. Înainte de a vorbi ceva despre această sărbătoare, ca să putem să înțelegem tot contextul în care a fost această zi a floriilor, cum o numim noi, intrarea în Ierusalim, cum e scrisă în Biblie, trebuie să vedem câteva lucruri. În primul rând, toată istoria aceasta este în capitolul 11 și capitolul 12 al Evangheliei Sfântului Ioan. În capitolul 11, pe parcursul a unui întreg capitol, acolo este descrisă învierea lui Lazăr. Cu șase zile înainte de intrarea în Ierusalim, Domnul Iisus a mers în Betania, acolo unde avea să-L învieze pe Lazar, prietenul său. Șase zile înainte de Sfânta Sapatimă, Domnul Iisus s-a dus la Betania și acolo Marta, Maria și Lazar, cuprinse de durere, îl întâmpină pe Domnul și spun Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu, nu ar fi murit, dar știu că oricâte vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îți va da ție." Și Domnul Isus îi spune Martei, crezi tu în înviere? Spune, cred, cum crede toată lumea, dar învierea cea de apoi, când va fi la sfârșitul veacurilor. Și Domnul accentuează și îi spune, eu sunt învierea și viața, cel ce crede în mine are viață veșnică. Domnul Isus este învierea și viața. Și spune, unde l-a spus pe Lazar? Doamne, unde vrei să mergi să vezi? Că e mor de patru zile, în Orient, e căldură, foarte mare, a patra zi deja intrase în putrefacție, miroase greu, Doamne. Iată că Marta era împiedicată de acest lucru ca să creadă în puterea lui Dumnezeu. Și Domnul îi spune, nu ți-am spus că dacă vei credea, dacă vei crede, vei vedea puterea lui Dumnezeu. Deci toate sunt prin credință. Toate se leagă aici pe pământul acesta de un lucru numit credința. Că spune Sfântul Apostol Pavel în Evrei, că fără credință e cu neputință să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus a dus la locul unde era înmormântat Lazar. Era într-o peșteră și la gura peșterii prăvălise o piatră. Și spune, dați piatra la o parte. Au dat piatra la o parte și a poruncit și a spus, Lazare, vino afară. Și Lazar a ieșit cu mâinile și cu picioarele legate și fața lui era acoperită cu o mahramă, un fel de basma mare. Vă dați seama, Lazar a ieșit de acolo, spune, pune putret, cum spune în rugăciunile de dezlegare a Sfântului Vasile cel Mare, ca și cum nici n-ar fi murit. Dumnezeu care îi cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Dumnezeu care înviază morții. Dumnezeu care dă viață. Dumnezeu care ne poate învia și pe noi. Domnul Iisus arătat ucenicilor săi dumnezeirea sa. Domnul Iisus, cu șase zile înainte de patima sa, a făcut această minune ca să-i încredințeze pe ucenici că și ei vor învia, că învierea e posibilă. De multe ori noi ne punem întrebarea aceasta, e posibil să mai învieze cineva? Aici avem un mare examen de dat noi creștinii din veacul 21, pentru că cei mai mulți dintre noi, noi nu mai credem în înviere, Credem în învierea Domnului Isus, dar nu credem în învierea noastră. În primul rând, nu credem că noi putem învia din păcate și ne complace în viața în păcat și spune, așa m-am obișnuit, nu pot eu chiar așa, așa îmi e viața mea, așa m-am pomenit din mostră moș, nu pot să mă las de păcat. Dar se vede prin cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu ne poate chema pe fiecare dintre noi din propriile noastre morminte. Știți ce este păcatul? Păcatul este o, cât o lopată de pământ cu care ne îngropăm de fiecare dată când îl facem. Cu mâinile noastre ne săpăm gropile. Când păcătuim, când facem lucruri împotriva voiei lui Dumnezeu, noi nu facem altceva decât să ne omorâm. Și singura noastră șansă este să vină la mormântul nostru Domnului Isus, nu la mormântul din cimitir, ci la mormântul vieții noastre și să ne strige pe fiecare pe nume și să știți că o face Domnul Isus de când ne naștem și până plecând de pe acest pământ, vine la Betania noastră Domnul și ne strigă, Lazare, vino afară! Marie, Ioane, Gheorghe, Nicolae, vino afară din mormânt, ieși afară de acolo! Și un lucru care vi l-am mai spus și care trebuie să-l reținem, de ce Domnul Isus a poruncit, dați piatra la o parte? Că doar fiind Dumnezeu putea El însuși să dea la o parte piatra, să poruncească că Dumnezeu a poruncit să fie lumină și s-a făcut lumină, deși natura se supune lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu spune așa, piatra simbolizează păcatul, piatra simbolizează voința noastră. Noi am pus piatra la intrarea mormânt, noi ne-am pecetluit viața cu păcat și spune Domnul, scoate păcatul din viața ta, dă piatra la o parte. Doamne, dar mi-e greu, nu ți-e greu. Eu am să-mi fac partea mea, tu fă partea ta. Și Dumnezeu spune, pe cel ce vine la mine nu-l voi scoate afară, pe acela care vrea să iasă din păcat, Dumnezeu îl întărește și de o tărie cum nu s-a putut vedea în lumea aceasta. Vedeți, până nu vine Domnul Isus și până nu-L primim pe Domnul Isus în viața noastră, noi nu avem tărie să biruim păcatul. Spunem, deci, ce, și de cele mai multe ori oameni au dreptate, nu mă pot lăsa. Drăcui, drăcui, de, de, ce zici? Nu mă pot lăsa. Fumezi? Da, fumez. De ce nu te lași? Nu mă pot lăsa. Deci există o neputință. În viața noastră s-a strecurat o neputință care ne ține legați acolo ca să nu ieșim din mormintele noastre. Dar când poruncește Domnul, noi trebuie să ieșim din mormânt. Ieși afară, nu mai locui, cum spune Evanghelia de la Matei, că a venit unul să-L urmeze pe Domnul și a zis, Doamne, aș vrea să Te urmez, dar a condiționat, lasă-mă întâi să mă duc să îngrop pe tatăl meu și pe mama mea. Adică lasă-mă întâi să închei socotelele cu viața pe pământ, ăsta și mai la bătrânețe, nu? Și Domnul ce spune? Lasă morții să-și îngroape morții lor și tu vină după mine. Cu alte cuvinte, Domnul spune, nu te ocupa de lucrurile acestea moarte din lumea aceasta. Tu lasă lucrurile acestea și vină după mine. Că niciodată, să știți, nu o să găsim timp prielnic pentru suflet. Și acum Domnul înviază pe Lazar. Ce minune acolo! Oamenii, când au. Nu e ceva obișnuit ca în via un mort. Nu e ceva care vezi în fiecare zi. Și nici eu n-am văzut așa ceva. Dumnezeu, asta ați văzut? N-am văzut. E o minune să vezi cum iese din groapă cineva, ca și cum nici n-a murit și ne putre. Și de aceea uh, spun din nou, aici avem noi creștini un mare examen. Noi credem în învierea Domnului Isus, dar faceți proba aceasta să vedeți. Întrebați-i pe oameni. Chiar pe cei din casa dumneavoastră sau pe dumneavoastră întrebați-vă, tu crezi că va mai învia mama ta care ai dus-o la cimitir? Tu crezi că bunicul, străbunicul, stră, străbunicul stră, stră, tău va învia? Oale și ulcele. Spune Sfântul Apostol Petru că bat jocoritorii credinței așa spun, de unde aveți voi de aceasta? Că iată lumea de când este așa a rămas. Și voi spuneți în crezul vostru creștin ortodox că așteptați învierea morților. Dacă nu e învierea morților, credința e zadarnică. Dacă noi decât trăim să mergem la cimitir, atunci degeaba am crezut. Ori de aceea, vedeți, piatra de temelie, după ce Domnul își dă viața pentru noi și moare pe dealul Golgotei, este învierea. Fără înviere, credința nu are niciun sens. De aceea, Domnul Iisus Hristos, ca să întărească pe ucenici, întâi le-a arătat această minune și a spus, e posibilă învierea. Le spusese domnul Pilde ca să înțeleagă ei, dar era foarte greu să înțeleagă. De exemplu, vorbea despre grâu și spune bobul de grâu, el cade în pământ și aduce rod, dar dacă nu putrezește, el nu poate să rodească. Așa este și cu noi, așa este cu învierea. Omul ca să învieze trebuie întâi să putrezească, nu să putrezească ce e vechi și să învieze ceea ce este nou. Și de aceea vedeți cuvântul lui Dumnezeu și însuși Mântuitorul Iisus Hristos ne spune că noi trebuie să credem cu toată ființa noastră în înviere. L-a înviat pe Lazar. Și o fi vorbit Lazar, nu spunem Biblie, dar vă asigur că nu le-a prea convenit oamenilor ce le spunea. Că spune că au venit foarte mulți oameni ca să-l vadă pe Lazar. Ca și cum am auzit noi că în satul vecin a înviat un mort. Toată lumea s-ar duce buluc acolo. Așa a fost și în Betania. Din toate părțile s-au dus acolo, nu numai să vadă pe Domnul Isus, ci mai ales să vadă și pe Lazar, pentru că era o mărturie vie. Să știți că cea mai mare greutate o are mărturia unui om. Când un om îți spune prin ce a trecut el, aia cântărește greu. Când Domnul Isus îți spunea despre înviere, dar spunea, uite dovadă aici, uitați-l pe Lazar. Eu nu vă spun teorii despre înviere, ci vă spun cum se face învierea? Și-a venit atât de mult și Lazar a început să le spună, oameni buni, credeți în El, uitați-le în mijlocul nostru, El este Dumnezeu întrupat printre noi, am trecut patru zile prin moarte, dincolo de moarte e viață, dincolo de moarte este veșnicia, dincolo de moarte ne așteaptă o dreaptă judecată a lui Dumnezeu, nu vă înșelați! Și apoi s-a îndreptat către farisei și s-a spune, degeaba împliniți voi niște legi, degeaba încercați voi să fiți pe din afară evlavioși, când înăuntru vostru e plin de răutate, schimbați-vă viața, voi veni să-L ascultați pe Domnul Isus, nu că-L iubiți, ci că aveți nevoie de El sau că urmăriți vorbele Lui, ca să-L prindeți în vreun cuvânt. Când auzi farisei lucrul acesta, spune cuvântul lui Dumnezeu, preoții cei mai de seamă au hotărât să omoare pe Lazar. Dar ce făcuse bietul Lazar? Abia îl înviase Domnul și lumea căuta să-L omoare. Știți care e adevărul de aici? Când un om se naște din nou, când un om ia calea credinței cu adevărat și vrea cu toată inima să-L slujească pe Dumnezeu, vine și vrăjmașul și caută să ia viața celui nou născut din Domnul. Când Mântuitorul s-a născut în Betleemul din Iudeia, spune despre Irod, Irod căuta să ia viața pruncului. Ce avea cu Domnul Iisus că era un prunc nevinovat? Când un om se întoarce la Dumnezeu, el nu mai este suferit de lume. De exemplu, un om care se hotărăște să nu mai bea. Știi ce te întreabă lumea? Dar ești bon lav, de ce nu mai bei? În loc să te bucur că cineva nu mai bea. De ce nu mai mergi la distracții? De ce nu mai ești ca noi? În momentul în care nu mai vrei să fii ca lumea, devii un ciudat, nu? De ce nu mai bârfești cu noi? De ce nu mai mergi la petreceri cu noi? De ce nu vrei să mai fii ca noi? Întotdeauna lumea în care trăim noi are mersul ei și unitatea ei de măsură. Când un om încearcă să iasă de acolo și să ia calea lui Dumnezeu, întotdeauna vor fi destui care vor căuta să ia viața, care vor căuta să distrugă tot ceea ce este bun și sfânt în ființa umană. Și acum, Domnul Isus, după ce încheie acest episod, a doua zi se duce la Ierusalim. Mare bucurie la Ierusalim! Dumnezeu. A făcut acea lucrare că a pus în mișcare tot Ierusalimul. A doua zi o gloată mare. Vedeți cuvântul acesta gloată? La ce credeți că se referă? O gloată de oameni. Este ceva neidentificat. Gloata nu are personalitate. Spune fratele Traian Dorz, zice să vă feriți acolo unde sunt mulțim de oameni. Mulțimea are pântece, nu are creier. Mulțimea vrea pâine și circ. Mulțimea este animată de, de spiritul acela de gloată. Întotdeauna să vedeți oamenii se duc, mă duc la Arsenie Boca. Așa e o modă acum, mai nou. Toată lumea se duce la, nu la părintele Arsenie Boca, se duce la Arsenie Boca, dar dacă îi întreb de ce se duc acolo, habar n-au. E un pelerinaj, eventual să le meargă bine, dar să vă feriți de gloată. Întotdeauna unde sunt mulțimi de oameni, sunt și duhuri multe, fel de fel de duhuri a oamenii și în momentul în care a intrat în mulțimile acelea, știți cum sunt scaieții. E imposibil să nu se agațe și de tine. Uitați-vă, de exemplu, la sărbătorile mari. Tot așa, oamenii vin cu gloata, Dar nu vin determinați de credință. Vin determinați să ia ceva. Își iau un și a o acasă. Și crede că ce îl face bine. Nu l face bine, vă spun de acum. Salce este un simbol. Simbolul, de exemplu, este ca și cum într-o carte vezi o pâine, da? Și e frumoasă acolo, fotografiată, făcută 3D. Ia mâncați hârtia. Vă satură hârtia? Ai doar un simbol? Tu trebuie să te duci la pâine, să cumperi pâinea ca să poți să te saturi. Noi avem în biserica noastră diferite lucruri simbolice, de exemplu lumânarea sau fel de fel de lucruri care le avem care sunt simboluri, care prefigurează adevărul la care trebuie să ajungem noi. Și noi ne oprim la simbol, ca și cum ne oprim la hârtie. Aia mă mântuiește pe mine. Așa făceau și evrei în Vechiul Testament. Făceau niște legi pe din afară, dar uitau cu adevărat pe dătătorul legii. Și acolo gloata aceasta, dintr-o dată, a început să strige au luat ramuri de finic, stâlpări să numesc ele în limba latină, și au ieșit în întâmpinarea Domnului Isus Hristos. I-au adus un, un, măgăruș pe care nu călărise nimeni, s-a suit pe el, au pus ucenicii hainele peste acest măgăruș și au început să strige, Osana, Osana în limba ebraică înseamnă ajută-ne, mântuiește-ne, scapă-ne, și acum, când auzit fariseii și cărturare și preoții, iau și ce spun copiii: Oprește, cine ești tu să cânte ajută, ne mântuiește-ne. Și Domnul spune: Naști ce spune în Cuvântul lui Dumnezeu, că din gura pruncilor și a celor ce sug la sânul mamei lor, ți-ai scos, ți-ai făcut o întăritură de laudă. Era, de fapt, o împlinire a proorocului David din salmii pe care el scrisese insuflați de Duhul Sfânt. Și mă opresc aici puțin. Vedeți, gloata aceasta foarte mare și foarte animată, ea cânta foarte frumos, Osana. Dar cei mai nevinovați de acolo știți cine erau? Copiii. Copiii cântau din toată inima, ei n-aveau niciun interes acolo, ei nu știau că ei cântă farisei sau fals. Ceilalți erau falsi în cântarea lor. Dar copiii așa au fost și așa au rămas. Ceilalți dacă ne uităm câteva zile, cât este de duminică până joi seara, vineri dimineața? Și zile, patru și în zile. Aceeași gloată care cânta Osana, aceeași gloată care a rupt ramuri de finic să-l întâmpină pe Domnul, în curtea lui Pilat a cântat altceva. O cântare groaznică. răstignește l la moarte cu el. Nu cumva să fim și noi tot așa? să avem ramuri de finic în mână și în inimă să avem altceva. Să fim ca și copiii. De aceea cuvântul lui Dumnezeu spune, fraților, la minte să fiți oameni mari, dar la inimă să fiți copii, cu neprihănire. Să-L primim, ca așa a spus Mântuitorul, dacă nu mă veți primi cum mă primesc copiii, nu veți putea vedea împărăția lui Dumnezeu. Deci nu este posibil să putem să intrăm în împărăția lui Dumnezeu nepăstrându-ne neprihănirea și curăția unui copil. Atâta vreme cât omul nu are curăție de inimă, atâta vreme cât omul spune, cred Doamne și mărturisesc, dar cu buzele, dar cu inima este altceva, noi nu putem să ne numim credincioși. De aceea, intrarea în Ierusalim ne pune pe noi într-o... pe cei care sunt cu adevărat, cu conștiință, cu frică de Dumnezeu, îți spune un mare semn de întrebare, Doamne, oare vocea mea care este a copiilor sau a hulitorilor? Oare unde mă încadrez între cei care peste câteva zile vor striga la moarte sau rămân cu copilașii care vor cânta în continuare o sana binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. Bucuria aceasta a sărbătorii pe care o trăim, ea nu este numai de moment ca un entuziasm care e euforia aceea care o trăiești la momentul acela al bucuriei, sau e o bucurie, o sărbătoare de bucurie. Vedeți că trebuie întotdeauna să vedem că bucuria Domnului Isus Hristos era împletită cu durerea. Domnul știa, cunoștea pe toți care erau acolo. Spune în capitolul 3 de la Evanghelia Sfântului Ioan, cu trei ani în urmă, consemnează Sfântul Ioan așa. Zice, la praznicul Paștilor, Domnul Isus a suit la Ierusalim și împreună cu el s-au suit multe mulțimi de oameni. Dar Domnul Isus nu se încredea în ei pentru că știa ce este în inima fiecăruia dintre ei. Vedeți, noi putem să fim mulți, dar Domnul se uită cu țintă la fiecare inimă și spune, ce e în inima ta acum? Ce gândești în mintea ta acum? Ce dorințe ai tu? Chiar vrei să te mântuiești? Chiar vrei cu tot sufletul să ajungi în împărăția mea? Sau ai fost și tu furat de moment, de bucurie, că e sărbătoare cu roșu în calendar și e bine să mergi la biserică și e bine să iei niște salce, că mulți o iau, eu vă spun, iertați în paranteza, mulți habar n-au de ce iau salci asta o pun pe acolo, mai fac și cei din ea. Cred că dacă fac cei din ea, se întâmplă vreo minune. Fără credință nu se întâmplă nimic. Dar dacă ai credință și semnul Sfintei Cruci, dacă ți l-ai făcut peste orice, Dumnezeu poate lucra cu minuni. De aceea închei cuvântul lui Dumnezeu și rog pe Domnul Isus să lucreze în inimile noastre, să ne dea o inimă ca și copiilor, să-L primim pe El cu bucurie și mai ales să rămânem cu Domnul Isus nu numai la bucurie, ci mai ales la Golgota, la Ghețiman, la suferințele pe care Domnul le-a îndurat pentru mântuirea noastră a păcătoșilor. Mulțumim Domnului din toată inima și rugăm pe El să ne sfințească și trupurile noastre, și sufletele noastre, și viața noastră pe de întregul. Vă urăm încă o la mulți ani pentru ziua aceasta, rugăm pe Domnul Isus ca săptămâna în care intrăm să fie o săptămână rodnică în credință, să ne apropiem de Domnul cu post, cu rugăciune, cu pocăință, ca să putem și noi în noaptea învierii să strigăm cu adevărat că Hristos nu că a înviat acum 2000 de ani, ci este viu în ființa și în inima noastră.